spuneam zilele trecute că mă aștept ca BTC-ul să testeze 70-71 de mii de dolari. În prezent, Bitcoin este la 67 de mii de dolari. După ce a fost la 69 de mii de dolari, a avut o corecție. Un scenariu la care mă aștept ar fi ca Bitcoin să se ducă pe la 65 de mii 500 de dolari, după care se ducă, cum v-am spus zilele trecute, la 71 de mii de dolari aproximativ. Ideea e în felul următor. Un asset valoros precum Bitcoin nu are nevoie de motive ca să crească. Bitcoin are nevoie de motive ca să scadă. Și tocmai din acest motiv vreau să discut următoarele motive pentru care Bitcoin ar putea să se corecteze. Primul motiv ar fi pe 1 noiembrie, când o să primim rata șomajului. Dacă rata șomajului o să crească, atunci din nou o să existe incertitudinea asta de recesiune. Și tocmai din acest motiv, Bitcoin ar putea să se corecteze atunci când ne apropiem de această dată. Pentru că oamenii vor sta un pic în gardă până când nu va ieși rata șomajului. Alt motiv pentru care Bitcoin ar putea să se corecteze îl reprezintă alegerile prezidențiale din Statele Unite. Dacă câștigă Kamala Harris, Bitcoin nu o să reacționeze foarte pozitiv, pentru că spre deosebire de Donald Trump, Kamala Harris nu și-a arătat intenția de a crește piața cripto sau de a o ajuta în vreun fel. În schimb, Donald Trump s-a dus și la conferința Bitcoin din Nashville, știți foarte bine, și-a arătat clar intenția către această tehnologie și-a arătat clar intenția de a dezvolta această tehnologie. Un alt motiv pentru care Bitcoin ar putea să se corecteze este ca Trump să piardă alegerile prezidențiale. Iar un al treilea motiv ar putea fi întâlnirea Fed. Fed-ul să decidă că nu o să taie ratele dobânzilor. Puțin probabil se întâmple treaba asta, însă există o posibilitate. Deci, important de reținut este că Bitcoin și, în general, asset-urile valoroase nu au nevoie de motive ca să crească. Au nevoie de motive ca să scadă, ca să se corecteze. Hai să intrăm pe niște grafice extrem de interesante, dar nu uita să apeși butonul de like pentru că ajută foarte mult algoritmul acestui videoclip. Pe mine mă puteți găsi și pe grup care este 100% gratuit. Link-urile le găsiți în descrierea acestui videoclip. Și începem cu un lucru extrem de interesant. În ciuda faptului că Bitcoin crește, în ciuda faptului că Bitcoin scade, BlackRock cumpără BTC în continuu. Astăzi au cumpărat Bitcoin în valoare de 332 de milioane de dolari. BlackRock are 20 de miliarde de dolari investite în Bitcoin. Deci dacă o companie care administrează trilioane de dolari cumpără Bitcoin cu două mâini, noi cum am putea să fim bearish? E clar că această companie, cea mai bogată companie din lume, care administrează trilioane de dolari, nu miliarde, trilioane de dolari, cumpără Bitcoin și are încredere în această tehnologie, noi cum am putea să fim bearish? N-are niciun sens, nu? Un alt lucru extrem de interesant, pentru că tocmai ce vă vorbeam despre faptul că Bitcoin este un asset valoros, 94% dintre deținătorii de Bitcoin sunt în profit. Prețul mediu la care s-a cumpărat BTC este 55.300 de dolari. Deci 94% dintre toți oamenii care au investit în Bitcoin au făcut bani, sunt în profit. Deci ce să mai discutăm? E clar că Bitcoin este un asset valoros. E clar că oamenii au făcut bani și vor face bani cu Bitcoin. Am intrat pe acest grafic care ne arată istoria ciclurilor. Vedem 2011-2013, am avut bear market, apoi perioada de acumulare, după care bull run în 2013. 2014-2017, știți foarte clar, 2017 a fost parabolic. 2021, cum pare că mulți dintre voi care mă urmăriți ați prins bull run-ul din 2021 și ați văzut că în 2021, după ce s-a terminat acea nebunie cu pandemia, în 2021 BTC-ul s-a dus rachetă. Aici a fost în 2020 când a fost acea corecție cu pandemia. Iar acum noi suntem aici, 2024, încă în range-ul ăsta de acumulare, iar urmează 2025 când teoretic ar trebui să vină un bull run puternic. Nu doar pe Bitcoin, ci și pe altcoin-uri, ba chiar mai ales pe altcoin-uri. 2025, dacă ar fi ca aceste cicluri să se repete, ar trebui să fie anul altcoin-urilor, adică ele să performeze mult mai bine decât va performa Bitcoin.
Și cum vedem aici, 2025, teoretic, Bitcoin ar trebui să fie minim la 125.000 de dolari. Asta ar trebui să fie prețul minim la care BTC-ul ar trebui să ajungă în 2025. Asta dacă o se întâmple la fel cum s-a întâmplat în trecut. Vedem aici pe acest mic grafic. Deci 2025 ar trebui să vină cu un BTC la o valoare de minim 120.000. Cu siguranță, valoarea poate să fie mai mare, eu mă aștept să fie mai mare de 120.000, dar minimul la care ar trebui să ne așteptăm este 120.000 de dolari per BTC. Hai să intrăm un pic și pe grafic, să vedem ce se va întâmpla în perioada următoare. Am intrat și pe graficul BTC, vedem că este la 67.300 de dolari aproximativ, vedem că avem aici trasat scenariul de zilele trecute, v-am zis că ar putea să se corecteze BTC-ul, se ducă pe la 65.500 de dolari, apoi se consolideze un pic acolo, după care să înceapă să crească. Ăsta ar fi un scenariu destul de plauzibil, ar putea să meargă un pic lateral și aici 66, 67, 66, 67, după care să înceapă să crească și să testeze rezistența de la 71.200 de dolari pe acolo. Ăsta ar fi scenariul la care mă aștept în momentul de față. Mă aștept la volatilitate pe final de lună, asta e important de menționat. Pentru că atunci începe săptămâna de foc. Prima săptămână din noiembrie va fi o săptămână de foc. Și joi, bineînțeles, poi mâine, o să avem rata dobânzii în Japonia. E foarte important ca Japonia să o mențină la fel. Ăsta a fost episodul de astăzi. Nu uita să apeși butonul de like pentru că mă ajută foarte mult. Pe mine mă puteți găsi și pe grup care este 100% gratuit și pe X, postez de 2-3 ori pe zi. Toate link-urile în descrierea acestui videoclip. Până data viitoare, eu am fost Ciprian, aveți grijă de voi!